Volodimir Zelenski avertizează: amenințările Rusiei ar putea depăși dezastrul de la Cernobil. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că amenințările Rusiei din ultimul an ar putea să depășească tragicul accident nuclear din 1986 de la Cernobil. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a avertizat miercuri că Rusia a creat în acest an amenințări care ar putea depăși inclusiv tragedia din 1986 de la centrala nucleară de la Cernobil. Transmite FE. Rusia a creat amenințări care ar putea depăși tragedia de la Cernobil. Acum 36 de ani, lichidatorii consecințelor accidentului de la centrala nucleară de la Cernobilă au protejat nu doar Ucraina, ci și întreaga lume, viitorul nostru, al tuturor. Astăzi, apărătorii noștri ne protejează din nou viitorul. În acest an, Rusia a creat noi amenințări care ar putea chiar depăși acel accident oribil, a scris Zelensky într-un mesaj postat pe Telegram, preluat de Agenția Unian. Zelenski a dat asigurări că Ucraina nu va uita niciodată realizarea lichidatorilor și nu va permite nimănui să ignore prețul plătit de țară pentru lichidarea consecințelor accidentului de la Cernobil.